Salutare tuturor, sunt Geostyle și Steve-ul ăsta tocmai s-a băgat în fața mea și îmi strică mie ziua. Măi, domnule Steve, nu te mai băga în fața mea. Băi, băi și fete, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Roleplay, tot pe serverul play.terrorgames.ro. IP-ul aveți și voi în descriere în caz de vreți să intrați aici să ne jucăm împreună când mai filmez și cu nebunii de-astea. Astăzi o să stau eu pe la mina de dăr să fac rost de niște bani pentru că... Avem nevoie de bauă, deja am stricat asta. Avem nevoie de bani să avansăm și noi pe aici, să ne cumpărăm diferite chestii, pentru că am văzut că există o grămadă de nebunii de le puteți cumpăra. Poți cumpăra chiar și backpack-uri în care poți să spui itemele ca să... Nu știu, de exemplu, ai un inventar mai plin și n-ai ce să fa... n-ai unde să duci itemele alea, nici nu poți să le vinzi pentru că nu ești aproape de zona în care se vând anumite chestii, pur și simplu poți să-ți cumperi un backpack și asta mi se pare super, super fain și o să vă arăt chestia asta de unde le puteți cumpăra și telefoane și backpack-uri și mai multe nebunii după ce facem câțiva bani, mai te fac banii și după vă arăt. Între timp, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, aveți 5 secunde la dispoziție să apăsați pe butonul de like. 1, 2, 3, 4, 5. Cine a reușit să dea like în aceste secunde, scrie în comentarii, eu am reușit. Și mai am o întrebare pentru voi, cine stă astăzi acasă? Pentru că astăzi teoretic e zi liberă, pentru că urmează chestia cu referendumul pentru familie și cel puțin la mine s-a dat liber, adică la toată lumea am auzit că teoretic trebuie să dea liber, dar unii am înțeles că se mai duc la școală, habar n-am. Scrieți și voi în comentarii dacă voi astăzi stați acasă sau vă obligă profesorii să vă duceți la școală. Pentru mine e un weekend mai prelungit, mamă, o zi în plus de vacanță, o zi în plus de weekend e genială. Adică orice zi liberă în plus e binevenită, eu nu zic nu, Doamne ferește să-mi doresc să zilele de școală în plus. Mă rog, deci da. Deși vinerea n-aș fi avut o zi grea, aș fi avut chiar o zi lejeră, dar e ok. Hai să vedem ce ne dă domnul acesta. Trade accept, accept toate trade-urile pentru că orice... Și m-a memat și a bătut scula de mine. Am vrut și o să fac un trade cu el cinstit, să dea și mie un item așa că sunt sărat, vai de capul meu. Dă-mi și mie, te rog, o lopată. Deci tot eu să-i dau lui după ce că sunt ultimul sărac, tot eu să-i dau. Băi, băi, și vedeți, am făcut și o rost de textură și sper din tot sufletul să nu uit să o pun în descriere. Dacă uit să o pun în descriere, mă spamați pe ăsta, doamne, pe Steam, nu pe Instagram. Deci dacă uiți să pun textura în descriere, mă spamați pe Instagram. Aveți Instagramul meu în descriere. Deci dacă uiți să fac chestia asta, intrați la mine pe Instagram și zic: "Bă, șmechere care ești tu, șmecher, pune și tu textura aia în descriere, nemernicule." Și cum am văzut mesajele astea, bam, pun textura în descriere. Și chiar dacă pun textura, tu intrați pe Instagram, îți dați un follow acolo. Geostyle cheat, tu ești. Nu înțeleg ce a vrut să zic tipul ăsta, dar sunt de acord cu el. Da, de ce se mișcă mouse-ul așa încet? Habar n-am. Unde vând și o repede 4 stacuri de... Bă, adevărat, unde se vând astea? Uite pe aici. Un stack 2 dolari. Deci eu am dat 5 dolari și am scos 8, 3... Ia zi 3 de accept. Poate tipul ăsta îmi dă și el ceva. Ia, doamne ajută, doamne ajută, doamne ajută și... Îmi dă ceva, așa pentru clip. O lopată de iron. Acceptăm, acceptăm, acceptăm. Nice! Uite, mă, că ne dau abonații aici, itemezi. Mulțumesc, domnule, stai să dă numele. Quitrfrgeasâm. Cred că dau capul de tastatură și asta a ieșit. Deci, practic, 8 dolari gratis. Super tare. Băi, acum sunt puțin player pentru că este ora 11 și jumătate aproape și poate unii chiar se duc la școală. Astăzi, când vedeți voi clipul, nu știu, unii stau acasă, unii stau, se duc la școală, n-am nici mai mică idee. Dar asta contează mai puțin. Oricum vine weekendul pentru toată lumea, chiar dacă v-ați dus azi la școală. Îmi pare rău pentru voi totuși. Dar asta e. Mă, ce-mi place sunetul ăsta cum se aude. Târc, 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 târc. Băi, am văzut că a început lumea să se mai joace din nou pe roleplay-ul ăsta modern. Intrasem într-o zi random și am văzut că chiar se joacă copiii pe aici. N-am ce zice. Și sunt foarte multe joburi, adică față de primele servere de roleplay, sunt multe joburi, sunt multe chestii pe care le poți face, sunt multe chestii pe care le poți cumpăra, adică ai pentru ce să faci bani, pentru că poți să cumperi case, mașini, telefoane și o grămadă de alte chestii. Și se vor băga și joburi noi, adică știu că mereu se bagă joburi noi, niciodată nu se renunță la actualiza roleplay-ul ăsta.
Mereu se bagă de ceva, nu, bă, tipul ăsta mă enervează, vrea să-i dau la patru după, dar se mai bagă în fața mea, o să-i dau kick. Și dacă se bagă de 7000 de ori în fața mea, o să-i dau ban până termin eu filmarea, deci... Dar ce... A, asta e dispos, nu știam ce e bone meal-ul ăla, ce putem să fac cu... Am văzut că se vinde și... D-asta, cum se numește... Am un lapsus, cum se numește, în legătură cu numele acelui item. Chiar am un lap... Stai. Doamne, nu-mi vine deloc în minte acum. Dirt-ul ăla mai ciudat. Deci nu-mi vine absolut deloc în minte. Mama, am un lapsus enorm. Și nici nu găsesc... Mă rog, nici n-am silta, știi, după care să pot să-l iau. Mama, îmi stă pe molecula limbii, nu pe vârful limbii, pe cea mai din vârful limbii moleculă. Îmi stă. Podzol? Cred că podzol se numește, nu? Yep, cred că podzol se numește chestia aia. E bine, da, podzol, dar nu prea am văzut pe ei să se spawneze podzol, adică el se vinde, dar despawnat nu l-am văzut, din păcate, ia câți bani avem. Slash, hai că dau și o comenzile astea, 19 dolari. Pot să-mi cumpăr lopata de diamond? Nu. Însă pot să... Siltaci? Uite, mamă, dar costă ceva în centrurile cu siltaci. Hai să-mi iau, să iau două lopeți. Le termin pe astea și după mă duc să vă arăt magazinul ăla de unde puteți cumpăra o grămadă de chestii. Și, mă rog, până ne cumpărăm noi ceva de acolo mai durează mult și bine. Însă... Toate la timpul lor, cum s-ar spune. Dacă mergem în fiecare episod, am câte un job diferit și facem o grămadă de bani. Și sunt sigur că o să mai dați și abonații bani, pentru că asta se întâmplă de fiecare dată. Intru, primesc trade și văd acolo sute de mii de dolari și nu pot să mă abțin să nu iau așa ceva. Dar vă sunt ceva pe aici. Am primisem un trade, nu, cream că era un mesaj automat de la server și nu știam. Parcă se ceva event la 19:30. S-ar face eventuri în fiecare zi la 19:30. N-am fost foarte atent. A, uite podzol. Vorbeam de podzolul ăsta pe care nu-l găsim. Ia stai să nu-l ia nici altcineva. Dacă nu am siltaci, nu-mi dă podzol. O să-mi dea tot dirt. Băi, nu cred că merită să dai banii pe un siltaci ăla, pentru că e foarte puțin podzol și până scoți toți banii, cred că durează foarte mult, adică... Vă dau așa un mic sfat, nu prea vă recomand să vă puneți siltaci, doar dacă aveți bani foarte mult și aveți răbdare extrem, extrem de mare. Dacă aveți o răbdare extrem, extrem de mare, că până la urmă o să vă scoateți profitul, dar nu într-un timp foarte scurt, pentru că ați văzut cât de rar vedeți un podzol și ținând cont că un podzol se vinde cu 4 dolari și siltaciu pe lopata de iron costă 70. Trebuie să găsiți totuși ceva bucăți. Dar dacă stați să vă gândiți câte bucăți de podzul puteți lua cu siltaciul ăla, o să ieșiți pe profit, doar că nu într-un timp scurt. Dacă vă gândiți să faceți bani într-un timp rapid, nu vă recomand să vă puneți siltaci pe lopată. De banii mai bine vă duceți la alt job, mai profitabil și investiți acolo. Bă, și tare-me că mă iau și pe mine o răceală, pentru că... De fapt, nu prea am simt... De fapt, am niște mici simptome, durere în gât și nas înfundat, dar... Detalii, detalii. Hai să fac 4 stack-uri. Restul, până la 4 stack-uri, să dau cu pumnul. Ca să știu cât mea, să știu cât am de făcut după full cu lopata. Hai să băgăm niște pâini, cam... Bă, tu nu înțelegi că n-am bani să-ți dau lopeți. Lasă-mă în pace. Muncește singur. Dă cu pumnul aici și faci bani de lopată. Ia stai mă, poate-mi dă ceva el. Dacă am dat ceva eu nu zic, nu, să-ți dau ceva, ia. Ia mă, un fishing rod, gata mă, mă fac pescar. Pescar mă fac direct după episodul ăsta și... Nice, mersi mult domnule Bloodalis. Dar te uiți la acest episod să știi că îți mulțumesc super, super mult pentru lopata asta, pentru undița pe care mi-ai dat-o. O să fac ceva bani cu undița asta. Adică dacă te plinești cât... Undița asta costă câteva zeci de dolari cel mai probabil. Și o să, la câți pești o să prind cu ea, câți bănișori. Poate mergi la un pește pe video sau pe live. Uite, exact ce ziceam. Tipul ăsta știe el, mă, ceva ce o să fac eu cu banii ăștia în viitor. Hai să mai luăm și noi repede dărtul ăsta, cât mai putem cu lopata. Asta de aron pe care o avem.
Mergem la primărie. De fapt, cred că am coordonatele acelei zone. Să-mi dau TP la ele sau mergem pe jos. Nu știu. Scrieți voi în comentarii cum vi se pare mai ok. De exemplu, dacă merg de la un job la altul să-mi dau TP. Să nu mai pierdem timpul. Sau să mergem roleplay gen pe jos. Sau cu mașina sau whatever ce mai avea noi pe viitor. Pentru că mă interesează acest detaliu. Ca să știu că poate pe voi vă enervează că îmi dau TP, că ziceți că nu e corect. Sau poate vă convine acest lucru că îmi dau TP, că nu mai pierd timpul pe drum. Nu știu, e alegerea voastră. Să fie vouă cât mai confortabil și cât mai puțin enervant când vă uitați la un clip. Că pe mine, sincer, dacă mă uit la un clip și sunt perioade de-astea în care nu se întâmplă nimic, gen doar se merge, cam toate jocurile, de exemplu, este un gameplay de Fortnite și tipul ăla doar stă sau merge și nu dă de niciun player, enervant. La fel și pe Minecraft, când te plimbi așa, iurea, e enervant. Uite, aici că mai fac un ban, vă mai dau tips and tricks despre cum să faceți bani pe roleplay. Ana. Și să nu uit de textură, deși sunt șanse extrem de mari să uite de textura aia. Hai că nu mai avem nevoie de... Adică nu mai este mult timp și se sparge și lopata asta și... O să vindem dirt-ul, facem câțiva bani, am băgat 10 dolari, o să scot... cât scot? Nu mai știu, am uitat cât scoteam profit. 3 dolari parcă. Deci o să scot 16 dolari. Uite să țin asta aici să văd încă 6 bucăți. Și let's go, perfect. Hai să vindem repede dirt-ul ăsta, câți bani am? Bal, 9 dolari și acum ar trebui să am 25 după calculele mele. 25, mamă, bă, dar bun sunt la matematică, care zici nebun. 25 de dolari până la lopata de diamond, mai e ceva. Nu știu câți bani pot să scot totuși cu lopata asta. O să vedem noi cândva. Și hai totuși să-mi dau și eu... Asta nu e foarte bine. Pentru că nu mai știu la ce coordonate era primăria. Am cam șters chat-ul. Asta nu e foarte bine. Pe la minus 100 cu ceva știu că era 100. Unde e minus 100 încotro? Uite în direcția aia. Băi, sper să ajung bine pentru că apare mi-a șters coordonatele. Și cred că o să mă duc cu fly de data asta. Înspre direcția asta. Nu, dar am sensibilitatea foarte mică, cel puțin așa mi se pare mie. Uite, aici e zona de spawn. Și hai să vedem, uite, TP, geostyle, minus 108, 73, 42. Uite, aici avem și primăria. Și dacă vă duceți aici, pe semnele astea, veți putea vedea chestia asta Tesco. Și dacă noi dăm TP la coordonatele de la Tesco, mă rog, voi mergeți pe jos. O să merg eu pe jos, dar chestia asta trebuie neapărat să vi-o arăt. 76 minus 22. Uite aici, Tesco Express. Avem un magazin și mecher rău de tot ce-i drept. Deci scrie, mulțumim că ați... Aici scrie ceva? Bun venit, welcome, nice. Și avem energizant, pâine, peștișor și telefoane. Avem Nokia, Samsung Galaxy S15, iPhone XS. avem, uite, ghiozdan, îmbrăcăminte, hăinuțe, aici la fel culori, poțiuni, suc fabricat la Tesco, suc fabricat la McDonald's. Încă un backpack. Mâncare. Uite, avem și niște pizza pe aici. Super. Dar sunt curios ce-i de la asta cu melon. Pe bune? Ce fac eu cu un melon? Uitați pe ce am dat eu 2 dolari. Și aici nu spune că o să cumperi un dovleac pentru că nu trebuie. Adică ce putea face? Uite, am 4 dovlești, iar pot să-mi pun pe cap. Mamă, cum se vede cu asta. Asta nu înțeleg. Aici e scam. E scam. Vă zic eu că e scam aici chestia asta cu astea două. Nu le cumpărați. Vă păcălește, vă memează. Aici o carte cu care sincer nu știu ce poți face și cum... Mamă, ce ieftine sunt merele. Păi nu mai mere îmi cumpăr pentru mâncare. Pe bune, vă recomand. De slash bal. 10 pe 10 mere dai, deci...
Pe 8 mere dai 2 dolari. Pe 10 mere dai 2,50 dolari. Foarte convenabil să cumperi mere pentru mâncare dacă nu aveți foarte mulți bani. Și sunt și telefoanele. Și mi se pare că telefoanele putem găsi și la mall. Sau e ceva magazin special, chiar nu mai țin minte. Uite, avem și documentul personal. Dar asta se este mereu. Terorești. Suntem în orașul terorești. Ce ciudat sună. Adică e funny, îmi place cum sună. Nu vă mai băieți și fete. Ăsta a fost și episodul de astăzi de Minecraft Roleplay. Ia uite, și vrei droguri? Oh my god, nu vreau droguri. Dacă vreți și voi să vă jucați, să ne întâlnim aici, să apareți în videoclipuri, intrați pe serverul play.terrorgames.ro, pe secțiunea de roleplay modern, pentru care aici o să filmez eu, și să scrieți în comentarii la ce job vreți să mergem în episodul următor și nu uitați să dați un like, un follow pe Instagram la geo.smile, iar noi ne auzim data viitoare. Ciao, les!